Hei! Eu sunt Stefania Stata, bine ați revenit pe canalul meu! Suntem la jumătatea provocării noastre. Am ajuns la jumătatea lunii, la filmulețul cu numărul 15 și astăzi vom discuta despre o carte foarte cunoscută pe care am uitat că am citit-o. Înainte să-i dăm drumul, voiam să vă anunț că facem un experiment și nu cred că merge foarte bine. Încerc să filmez fără să pornesc aerul, dar se pare că mor aici din cauza luminilor, așa că bârbă. Ok, deși voi vedeți filmulețele în septembrie, eu am început să filmez de la finalul lunii august și deși s-a răcorit într-adevăr și putem să dormim noaptea și dimineața e răcoare și totul e perfect, în timpul zilei încă este destul de cald. Dar eu mă pregătesc pentru toamnă intens, tocmai mi-am cumpărat un ruj nou și deși unii dintre voi ar putea spune că este de vară, pentru mine toamna este vară, așa că mă pregătesc intens. Vom discuta despre o carte populară pe care am uitat că am citit-o. Iar pentru această provocare am ales Marți cu Mori de Mitch Albom, o carte pe care eu se pare că am citit-o în 2010. Da. Marți cu Mori este o carte de memorii în care autorul povestește despre vizitele pe care le-a făcut în fiecare zi de marți fostului profesor de sociologie și mentor Mori Schwartz. Cartea a fost în topul listei făcută de New York Times pentru cele mai bune cărți ale anului 2000, timp de 23 de săptămâni, fiind declarată în anul 2006 cea mai bună carte de memorii a tuturor timpurilor. Autorul povestește despre faptul că la mijlocul anilor 90 era un jurnalist sportiv de succes, era într-o căsnicie fericită, avea o casă mare și mulți prieteni. Totuși, simțea că lipsește ceva. Într-o zi, l-a văzut pe fostul său profesor invitat la o emisiune TV și și-a amintit cât de multă importanță a avut în viața lui. Cu ocazia unei greve a ziariștilor, autorul a avut timp să meargă în vizită la fostul profesor, vizită pe care de altfel a repetat-o timp de 14 ori, o dată pe săptămână, în fiecare zi de marți. Cartea este împărțită în 14 capitole, fiecare capitol reprezentând o vizită. În aceste vizite, Albom își ascultă profesorul, acum grav bolnav, și primește cele mai prețioase lecții de viață. Acesta îl încurajează să se concentreze mai mult pe visele lui și mai puțin pe partea financiară. Mori Schwartz provenea dintr-o familie de ruși evrei și în timp a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți profesori ai facultății de sociologie la care era angajat. Mitch Albom l-a descris ca fiind o combinație între un profet biblic și un elf de Crăciun. Profesorul Mori era un geniu, era un om foarte blând cu cei mai puțin privilegiați, nu suporta autoritatea și era o inspirație pentru studenții lui. În cele 14 capitole se discută despre frică, despre moarte, despre bătrânețe, despre căsnicie, despre familie și despre dragoste, iar lecțiile de viață pe care le regăsim sunt absolut minunate. De exemplu, Mori spunea că dragostea învinge totul și că banii nu sunt un substitut pentru afecțiune. De altfel, mai spunea că odată ce înveți să mori, înveți cum să trăiești. Cartea te face să râzi, să plângi și să vezi lucrurile din cu totul altă perspectivă. În anul 1999 s-a făcut și o adaptare de film după această carte. Bineînțeles, cartea mă face să mă gândesc și la mentorii mei și la cât de mult au însemnat ei pentru mine. Aici vorbesc despre niște oameni care au avut un har, care au fost făcuți special pentru așa ceva, pentru a lua sub aripă copii, tineri și pentru a îndruma în anumite situații atunci când aveau nevoie cel mai mult. Iar mentorii mei, din fericire, au fost, pentru că acum nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească, niște oameni absolut extraordinari. Poate că așa e făcută să fie lumea, însă atunci nu realizezi cât de multă influență, la modul bun mă refer, poate avea o astfel de persoană și nu realizezi că tu nu le răspunzi poate în anumite situații cu aceeași monedă, dar iată că an mai târziu îți dai seama cât de mult te-au ajutat acești oameni și că nu ai fi fost aici dacă ei nu făceau parte din viața ta. Dacă nu ați citit cartea, vă super recomand să o faceți. Este micuță, o să se citească foarte repede, dar să vă umple inima de bucurie, asta e tot ce pot să vă zic.
Acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Ca de obicei, vă întreb și pe voi dacă ați citit Marți cu Mori, ce părere ați avut despre această carte și vă mai întreb care este o carte destul de cunoscută despre care v-ați amintit recent sau pe care ați uitat-o, ați uitat că ați citit-o, dar v-ați amintit recent de ea. Filmulețul cu numărul 15 se încheie aici, nu vine să cred că am ajuns la jumătate. Sunt foarte, foarte entuziasmată! Mai avem încă pe atât. Sper că vă place provocarea mea. Vă rog să-mi lăsați un feedback în comentarii. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Să aveți o zi super, super bună! Pupi, pa!